Neața Dani, neața Răzvan, neața tuturor. Eu mai am o alternativă, cum am putea să ne încălzim acasă. Da? Deci putem să facem un antrenament de 5 minuțele, un full body. Și o să vedeți că este super eficient. În doar 5 minute poți să te încălzești, dacă lucrezi o dată cu noi. Așadar, Ramona, o să luăm loc pe salteluță. Și începem cu coapse interior și din poziția asta, spatele blocat, abdomenul încordat, trag mult de genunchi în exterior. Perfect. Și cobor. Expir pe efort atunci când ridic piciorul și cobor. Mișcarea este lentă. Stau aici 2 secunde, 1, 2 și cobor. Expir când ridic, inspir când cobor. Este un antrenament de începător, da? După toate sărbătorile, cât am mâncat, o luăm treptat, Ramona. Expir pe gură și inspir. Putem să facem un minuțel din fiecare exercițiu. Dacă vreau să-l fac mai greu, următorul ar fi aici. Ating cu genunchiul în față și în felul ăsta lucrează bicepsul femoral și fesierul, mult mai mult, da? Sus și cobor. Ating, salteluța și expir. Sus, bravo, perfect. Expir când ridic, inspir, abdomenul este blocat, spatele la fel. Încă 4, 3, 2, 1. Sau mai solicitant, scurte jos, da? Scurte, ating cu genunchiul, asta e cel mai important și în felul ăsta lucrăm fesierul, da? Coapse interior și fesier, încă 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dacă vreau să fac mai solicitant, pot să sprijin aici o greutate, o sticlă, spre exemplu, și împing în călcâi, ca și cum aș lovi peretele, trag de vârf înspre mine, coapsa încordată, flexez la piept și întind. Bravo! Expir pe gură, Ramona. Inspir pe nas, expir pe gură. Nu uita să lucrați simetric. Noi începem cu dreptul. Un minuțel. Sunt 5 exerciții. Perfect! Inspir pe nas. Încă 4. 3. 2. 1. Și următorul, ating aici cu talpa, vârf și călcâi și sus. Inspir pe nas, expir pe gură. Bravo. Hai. Și în felul ăsta lucrăm și talia, da? O să mergem mai departe. Lucrăm coapse și fesier. Adică, cobor pe spate aici, cu palma ating călcâiul, piciorușele depărtate la nivelul umerilor, sus, stau aici, ne încălzim, izometrie, pot să stau până la 20 de secunde, apoi exercițiul propriu-zis, cobor fesierul și sus. Cobor și expir pe gură când mă ridic, stau 2 secunde și sus. Bravo! Și în felul ăsta lucrăm biceps femoral, fesier, încă 4, hai Ramona, 3, 2, 1, vreau să-l fac mai greu, asta a fost forma de începători, sprijin piciorușul drept peste stângul și la fel, cobor, bravo Ramona, cobor și expir aici, stau 2 secunde și cobor, sus, bravo, hai să vedem. Ideal este să stau 2 secunde și în felul ăsta tot sângele merge în grupa pe care o lucrăm, fesier și coapse, da? Cum e? Trezit? E greu, dar, cum vă spuneam, în 5 minute reușim să facem un full body, da? O să mergem mai departe și pe abdomen, bravo! Și acum lucrăm și abdomenul superior-inferior, aduc genunchiul la piept și întinde piciorul. Întinde, perfect! Și am lucrat coapse, fesier, acum abdomen, mult la piept, mult la piept și piciorul întins. Întinde. Perfect. Încă 4. 3. Bravo, Ramona. 2. Bravo pentru cei de acasă. Dacă vreți un antrenament complet, mă găsiți pe Instagram Diana Stejeran. Timp de o oră, de luni până joi. Mulțumesc frumos, băieți. Păi, drag. Chiar aveam emoții să nu-i rup ligamentele. Păi, eu nu pot să zic cum să zic tu. Păi, eu chiar pot.